Decontează PNL, într-adevăr, toate greșelile coaliției de guvernare? Cum arată sondajele interne? Deocamdată, cum să vă spun, noi nu ne contăm aici. Și sondajele pe țară arată ca niște sondaje, ca și sondajele unui partid care este socotit, cum spunea și dumneavoastră, vioara întâi la guvern. La guvernare niciodată nu o să poți să fii ca și înainte de alegeri, pentru că există această chestiune de nemulțumire, însă lucrurile încep să crească. Eu pot să vă spun un singur lucru, noi avem alegeri. Bun, într-o comună, și chiar ieri am încheiat un sondaj, din păcate primarul tânăr a murit de COVID, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta, bun, un tip deosebit, nu că a murit, dar un tip deosebit, și am făcut un sondaj și pot să spun foarte bine, nu bine. Foarte bine cum este perceput și partidul și cum este percepția și a ceea ce facem și ce vrem să facem. Bun, acest foarte bine înseamnă acolo, pe între 60, peste 60%, să-mi creadă cineva că este 100%. Și mai avem sondaje făcute. În general, noi facem sondaje în zona noastră. Iar sondajele pe țară, pe care le știți și dumneavoastră, depind foarte mult de câteodată și de cine le face. Asta Știți lucrul voiam ăsta? să și Da. spun, că Noi depinde însă foarte aici. mult cine le comandă. Nu, nu, noi aici avem o singură chestiune. Știți că este un proverb. Stăpâne, ți-ai angajat lăudător să te laude. Da, și care este problema? Dar să-i și crezi. M-ați înțeles? Domnule, Deci, chiar asta nu o fac, n-am făcut-o niciodată.